Credeam că știu toate locațiile de filmare din România. Avem deșert în România? Nu, nu avem deșert. Avem lac de sare? Nu, este deșertul El Mirage Dry Lake din Los Angeles. Am fost împreună în luna iunie în Los Angeles și am filmat acest videoclip. Și cred că exprimă foarte bine versurile piesei, pentru că, știi, într-o relație la un moment dat, da, totul devine pustiu. Și exact asta am vrut să exprimăm prin acest videoclip, videoclipul regizat de Eduard Daninaru. Și cred că ești o treabă foarte bună. Ne-am și distrat prin Los Angeles. Ai fost bun în America? Da. Pe banii Andrei. Pe banii Roton. Banii nu știu. Am înțeles. Cum e, domne, în America așa? Să te duci cu treabă? Să te duci cu treabă e foarte mișto, adică... aș fi vrut să stau mai mult, să mai vizitez diverse lucruri pe acolo. Dar oricum am stat 5-6 zile. Am stat și în Hollywood. Tare. Da, foarte tare. Mi se pare tare. Andreea, te rog, de unde atâta pasiune? De unde ai scos? De unde ai stors? Păi îți explic. Ce văcuț ai mult? Îți explic. E o piesă pe care a scris-o Cortez împreună cu Adi Cristescu și cu David DJ. E o piesă inspirată, scrisă din sufletul lui, dintr-o poveste de-a lui de dragoste. În primăvară m-a sunat și mi-a zis, uite, am o piesă. Când am ascultat-o am zis, da, e piesa sufletului meu, pentru că o simt, o trăiesc, simt fiecare vers de acolo. Am înregistrat-o, am stabilit că mergem în America, casa noastră discuri Roton ne-a susținut foarte mult și uite, ești un proiect foarte bun. Deja în 2 săptămâni de la lansare are 3 milioane de vizualizări, a fost number one pe YouTube timp de 2 săptămâni. Am fost și la MMA, la Media Music Awards, unde am luat Best Show, am și cântat acolo această piesă live. De ce ai sunat-o pe Andreea? Și n-ai sunat-o pe... De ce m-ai ales pe mine? De ce m-ai ales pe mine? M-am gândit că i s-ar potrivi foarte bine în refrenul. Da. Era de acolo, nu? Era de acolo, da. Știam cumva povestea ei și când a fost gata refrenul, primul nume care mi-a venit în minte a fost Andreea. Ce bine că aveai numărul ei de telefon. Să nu fi fost greșit. Andreea, și acum să trecem la MMA. Te rog. Pentru că buddy-ul tău, care este mult mai celebru săptămâna asta decât tine... Am văzut pe Google. S-a uitat chiar și el cu degețelele lui de body, da, pe net și și-a văzut imaginea. Foarte bine bronzată ești, am observat. Da, sunt. Ești bronzată ca la manual. Adică, am repetat înainte acele prize spectaculoase cu Petrișor, dar nu am probat și body-ul. În același timp, Petrișor are datoria morală să fac orice și să nu mă scape. Da. Și acele prize sunt foarte periculoase. Deci dacă omul trebuie să mă prindă de orice, inclusiv de body, mă prinde ca să nu cad, să nu mă scape. Dacă... Stai, mă gândesc. Dacă la o priză trebuie să te prindă de nas. De orice. De păr. Orice. De ureche. Nu continua, că băi, Petrișor, ăsta e dat dracului, domnule. Și el. Acele prize sunt foarte periculoase, îți dai așa seama. Și la un moment dat mă învârtea pe gât fără mâini. Și oricum prizele acelea le facem în fiecare concert de-al nostru, da. Și de-aia am și luat Best Show la aceste premii, pentru că într-adevăr facem cel mai bun show. Și mai nou, împreună suntem la același impresar, la Florin Nedelcu. Deci pentru concerte venim și împreună, mai ales că piesa asta o să fie hit. Foarte tare, mulțumim tare mult că ai venit. Complimente pentru coperta din, nu mai știu, Spice sau cea. Oricum, toată lumea a fost convinsă că Răzvan e acolo. Nu știu cum, iubitul Andrei cu pălărie seamănă cu Răzvan cu pălărie. Nu mai înțeleg nimic în showbizul românesc. S-a dus naibii toată treaba. Nu mai e originalitate, deci ori se tunde iubitul Andrei. Cum îl cheamă? Da, Răzvan? George. Ori îl facem pe Răzvan să semene cu alt actor, în afară de Johnny Depp. Nu știu, treaba voastră, hai să ne organizăm. Nu mai înțeleg coperțile. E o nebunie. Mulțumim tare mult, Andreea, că ai venit. Și eu vă mulțumesc. Să meargă bine piesa în continuare. Oricum, asta cu deșertul m-a enervat total, să știți. Eu am crezut că e la noi, la Calacea, la Căciulata, nu, undeva. Nu. M-am și întrebat și unde în acest deșert s-au filmat foarte multe videoclipuri de la Selena Gomez, Tupac, Nicki Minaj. Chris Brown, da. Tare, trebuie să ajungem și noi acolo, măcar să lingem sarea de pe jos sau ceva. Că... oricum, nu va face nimeni clip. Să aveți o săptămână ușoară. Mulțumim frumos. Și o toamnă încărcată.